acest scris, da, am întâlnit un pic și uite că mai ați făcut chiar aici. Hai să mai vedem problema aceea, dacă te rog de la ea, cu câte... 7 vile. Deci, 7 vile, care au compoziția cam așa. 6 și 9 camere. 6 camere. Și 9 camere. Și 9 camere. Așa, și ți-am zis și eu să formulez câteva probleme în legătură cu... Da. Deci cu acesta. Numărul maxim de camere? 63. Deci număr maxim camere. Înseamnă 7 ori 9, 63. Și aici numărul minim, minim, camere. Deci 4 de camere. Da, 7 ori 6, 42. Da. 7 ori 6, 42. Și tu trebuie să dai numărul de camere cu prins. Am dat 54. Ai dat 54, da? Deci se află câte sunt de 6, câte sunt de 9, știm, prima problemă care ne formulăm, știm, numărul camerelor egal cu 54. E, se fac cerculețe ca să reprezint vilele, da? Da. Câte vile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bun. Și cum ai mers tu cu repartiția? Cum ți-ai crezut? Cu 6. Ca cu 9. Cu toate cu 9, da? Da, că... Deci mai da, aproape. Da, da, da. 54 mai aproape de 63, așa te-ai gândit? Da. Bun. Cred că cam undeva... Da. La mijloc, deci... Dar tot de literar, bun. Deci presupunem că toate vilele sunt cu 9. Și am spus 9 de desubt. Bine? 9, 9, nu mai pot de diminuții, da. Ci cifra 9. Da. Că 9 facem 4 sus. Așa. Jos. Deci 9 sunt 9. De 7. În total, câte sunt? 63. 63. Deci am pus 63. Da. 64. 33 minus 54. Așa, minus 54. Egal cu? 9. 9. Pe 9 despre deci avem 3. Cu 9 camere în plus? Pe 9. Dar de ce motiv avem 9 camere în plus? Pentru că nu sunt toate cu 9, sunt și cu 6. Da? Da? Pe 9 despre 3, 3. Dar de ce în 3? Că eu nu înțeleg de ce. Pentru că diferența între 6 și 9 sunt de 3. Asta-i. Tu ai unitatea cu care te jumlezi. Diferența între 6 și 9 de 3. Și atunci tu ai prin omul ăsta. Deci prin omul ăsta ai făcut 3 plus 3 plus 3. Și înseamnă că din 9 ăsta dar el 3 de o parte și îl faci 6. Da? 6. Din 9. Ia 6. Mai fac încă 1 și 6 și atât. 3, da? Practic ai recuperat cele 9 camere. 3 de aici, 3 de aici, 3 de aici. În final ai recuperat cele 9 camere. Răspuns corect este ce? Care răspuns corect? Câte vile sunt cu 6 și câte sunt cu 9? Sunt 4 vile cu 9. 4 vile cu 9 și 3 vile cu 6 camere. 3 vile cu 6 camere. Perfect. Perfect. Corect este răspunsul. Și dacă facem proba, cred că merge, nu? 9 de... 13 plus 36. A, așa. Deci 4 ori 9, 3, 6 și cu 3 ori 6, 18. Ne duce exact la 58. Perfect. Problema negrișită. 54. 54. 58. 54. Așa. 54. Mai mult. Mai una. Dar verificat asta, sunt foarte mulțumit. Ai gândit corect. Deci probleme de tipul ăsta le ai bine în minte. Acum am să
merg cu vaze. Cu? Cu vaze, că n-am mai făcut de mult. Dacă cu vaze, cu florile la un loc, cu toate chestia asta. Bun. Cu mânci. Așa. Deci, să facem în felul următor o altă problemă. Mă gândesc la următoarea. Cu o problemă cu drumul, cu distanța, ce probleme, da. Îți place aceea, da? Uite, din nou pleci de la Bacău și te duci la Târgu Mureș, cu mașina. Târgu Mureș. Nu, no, da. Târgu Mureș. Dar profesor, poate veu. Ce știi tu, poate veu, în sfârșit. Și în prima zi, ai mers, 200 de drum. Stai puțin. Nu, două. Trei. Trei sferturi. Yeah. Deci trei sferturi din drum ai mers în prima zi. Adică ce trebuie să fac eu ca să reprezint? Trei, nu, deci, trei. Să ne împărțim în trei. În trei trebuie să împărțim în patru ca să luăm pe cele trei. Că trei sferturi înseamnă așa. Trei sferturi înseamnă împătrimii. Da? Unu pe patru, sfertul. Ce înseamnă un sfert? Nu? Împați în patru. Nu-i jumătate ca să împați în patru, ci în patru. Și acum luăm trei. Așa, dar trebuie să împărțim tot drumul ăsta. Unde te împărți în patru, dar unde e în două. Apoi fiecare bucată în două. Și tu ai mers trei sferturi. Uite, unu, două, trei. Da? Trei sferturi. Adică se zice trei pătrimi. Uite așa se scrie matematic. Da. 3. 3 supra 4. Ăsta de jos îți spune cât am împărțit tot între costa. Da. Și ăsta de sus îți spune cât am luat din ele. Da. Asta e șmecheria. Da. Deci 3/3. Și acum, restul care a rămas, merge a doua zi jumătate din rest. A doua zi merge jumătate din rest. Adică 11. Deci din câte ori rămas, din câte ori rămas ăsta, mergi jumătate. Adică ce trebuie să-i fac cu ăsta? O limuță. Să dăm în două, nu? Da. Așa. Deci asta mergi prima zi. Gata. Prima zi. Și asta mergi a doua zi. Bucata asta mergi a doua zi. Și pe a treia zi ce-o mai rămas? 20 de kilometri. O, simplu. Ce drăguță, profesor? Nu știu, nu cred că e drăguță. Pe a treia zi ce-o mai rămas? Când ce-o rămas 20 de kilometri cu cățica asta, de aici. 100 de kilometri. Toată, tot drumul? Da. Băi, nu cred, mai e 100. Am făcut prima 20, a doua 40 și un drum întreg 60. O, nu, nu e asta. Hai să trebuie împreună. Deci, bucățica asta de aici cât e? 20. Asta altă câte oameni o să fie? 20. Tot 20. 40. Așa. Deci una toată, deci încă 20. Asta toată așa. Asta toată așa. Cât e acum asta? 160 de kilometri, profesor. Tot drumul 160? Da. Vai, tare ești, mă. Deci asta este din 40 ani. Au o singură bucată din 40. Și cu 40, și încă un 40, 120, și cu 40, 160. Excelent. Foarte tare. Deci poanta a fost aici că ai dat-o în două și o singură bucățică asta ai aflat-o. Apoi tu ai aflat toată partea asta. Și cum ai zis, știu cât e asta toată și pe fiecare ai 40-40, într-adevăr 100. Dar fac 40 ori 3. 40 ori 3, sigur că da. Deci tot așa devin 40 ori 3 și face cât 120. Și plus 40-ul ăsta, da. S-a zis 40 ori 4. Da? Plus 40-ul de desubt și ți-o dat în final 160. Dar puteți să faci 40 ori 4, că de toate sunt 4 bucăți de astea. Da? Da? Și 40 ori 4? Și faci 160. Bun, excelent. Dar acum... Încă una așa? Încă una, dar nu te mai...
Nu te mai întrezi ce îți faci acum, să vezi. Putem cu fir? Păi, din drum parcurge, deci din tot drumul parcurge jumătate. Nu. Bă, de cât parcurge? Parcurge 3, 5, 5. 5. Adică, despărțim în 5. Așa. Și am mers 3. Și 3 bucăți mergi, da? Asta e. Deci în 5, una, 2, 3, 4, 5. Și merge, câte merge? Merge 3 bucăți. Excelent. Uite atât au mers el. Da. Și constatat că eu mai rămas din mers pentru a doua zi, eu mai rămas de mers 20 de kilometri. 20? Gata. Da. Eu mai rămas pentru a doua zi 20. Gata. Și eu tot-o. Cum mă? 50. Cât? Tot? 50. De unde știi? Pentru că una e 10, una e 10, face 20. Și cu încă una 30, și cu una 40, și cu una 50. Da, așa e, bă. Deci dacă ăsta e din 20, eu am zis că te-am încurcat când nu vezi pas la 2. Dar tu te-ai prins repede de pas la 2. Și 10, 10 și cu 50 de toate, excelent. Am făcut 10, 10, 10. Nici la nu suntem prins. Dar acum ce dau acum, să vezi de te prind. E, dar nu mai, domn profesor. Bă. Să văd, dacă reușesc, îi prind, îi povesteam. Bun. Deci, în prima zi, 3-5 tot pe asta. Da. Iar în a doua zi, merge 3 pătrini din rest. Deci, din restul ăsta care a rămas, merge 3 pătrini. Adică împărțim și la 3. Nu, la cât trebuie să-l împarte? Dacă tot ăsta, 3 pătrini. La cât trebuie să-l împarte ăsta? În 4. La 4! Deci asta o dau în 2, și asta în 2. Și câte merge? 3. 3. 3 merge bine. Yeah. Deci a doua zi merge 3. Asta e a doua zi. Prima zi. Și constată că eu mai rămas 5 km. 5 km. Întrebarea este, care e toată distanța? Da, de la Bacău pleați. Cu ce vrei tu? Să te duci până la Târgu Mureș, nu știu.
Și în prima zi faci 3 optimi din drum. O, le spărțiți în 8. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai. Opresc aici, da? Da. Am făcut părțile gale. Da, sau cum are. Bun. Deci în prima zi câte luăm din ele? 3. 3. Știu că avem 5 parcurs. Așa, luăm 1, 2, 3. Asta e prima zi. Da. În a doua zi merge 70. Scrieți, că nu știu 70. 7 pe 10. Din drum. Adică 7 din limuțe? Nu, da, din 10. Adică restul ăsta trebuie să-l împărțim în 10. Ei, cum ar face să-l împărțim în 10? 5. Eu am 5. 5 cu 5? Așa, adică fiecare se împarte în câte? În 5. În 2. În 2. Da? 2 în 5? Cât faci 2 în 5? Mai bine faci 5. Așa. Deci împarte în 2. Una. Acum am făcut eu 50 din rest. Mi-am făcut de toate? Da, da. Și câte iau una în doua zi? Câte trebuie să iau? 7. Una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deci până aici. Da. A doua zi. Și? Și constată că i-au mai rămas 30 de kilometri. 30? Da. I-au mai rămas 30 kilometri. Da, da. Că sunt în toate. Păi tu trebuie să ne spui. Ok. 10? 10 ai mai rămân? 30 de kilometri au mai rămas. Deci bucata asta care au mai rămas de parcurs este doar de 30 de kilometri. Asta. Asta e 30 de kilometri. Întrebarea este care este tot drumul? În bancă,
Dacă puneți de 2 elevi în rangă, rămân 7 elevi în picioare. În picioare. Dacă ce mânge? Da? Câte 2 elevi, rămân 7 elevi în picioare. Câte 3? Câte 3 elevi? Dacă pun câte 3? 2 bănci libere. 2 bănci libere. Și acum să fac. Deci să ne închipuim că acestea sunt băncile. Nu știu câte să fac. Face doar o linie așa. Numai o linie așa, da? Da. Așa, nu. Da, să nu mai. Câte o linie? Băncile? Da. Așa. Nu știu câte se pun. Habar n-am. 4 puncte, puncte. Puncte, puncte, multe bănci. Și rămân 7 elevi în picioare. Și în ultima bancă. Uite, și în ultima bancă am pus elevi. Da. Și 7 elevi în picioare. Stau în picioare. Uite, se pune 7. Uite, așa, bine, îți pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, stau în picioare și plâng. Plâng și se întreabă, pe noi de ce nu ne-au pus în bănci? Și învățătoarea spune imediat, pun câte 3. Și aici au pus câte 2, da? Câte 2 din bănci. Da. Tot facem de asta, punem un așa. Uite, uite și aici. 2. Și aici punem, iar tot 2. Și au fost mai multe acolo, puncte puncte. Și acum, zici, fac din nou câte 3. Da. Punem pe al treilea. 1. Iată, așa, la fiecare. Îl punem de desubt. Îl punem noi de desubt. Da. Așa, așa. Așa. Și când face câte 3, hai să punem situația asta mai clară. Încă un desen. Încă un desen. Așa, stai serviciul din o bancă. Uite așa, uite, fac așa. Da. Din nou fac desenul cu băncile. Și o să pui 3 linii mulți. Pentru că așa e corect. Și pe al treilea o pun cu altă culoare. Uite ce șmecher. Galbenul. Și iarăși. Și iarăși galbenul. Și iarăși. Și iarăși galben. Și iarăși. Și galben. Și puncte, puncte. Și în sfârșit. Rămân două băcile. Ăsta. Pun aici. Iată cei care erau doi și încă galbenul. Și rămân astea două bănci libere. Întrebarea este câte bănci și câți elevi sunt aici? Clasă. Încă înainte erau câte doi. Da. 2, 4, 6. Vedem că am pus 1. Mai punem că 4 bănci și punem că cei care erau dinainte. Care erau cei care erau în picioare, da? În picioare. Da? Nu cei în picioare, cei care erau de mai întâi. Așa? Prima oară, am pus de 2. Așa, ăștia 2, da. Ăștia 2. Ăștia 2 e adăugând la niște aici. Da. Perfect. Da. E parcă spus. 4, 4. Da, 4 liniuți. 1, 2, 3, 4. Ăștia de aici, care s-au ridicat. Da. Au rămas băncile goale. Câți elevi s-au făcut acum? Acum punem 4 în 4 bănci. Pentru că avem 4 elevi și punem câte 1. Păi, 1, 2, 3, 4. 4. Rămânem să punem 7, cei care erau înainte. Adică completăm în continuare câte bănci? 7. 7 și cu 4? Câte o să fie? 11. Deci în total, 11. Completând noi cu așa? Puneți puncte, puncte. Așa, și spun câte bănci aici. 11. 11 bănci. 11 bănci. Care e numărul total de bănci? Ce? A scris 100? 11. 11. 11. Bănci. Da, 11. 11 bănci. 11. 11 sunt sau mai avem ceva? 9 bănci. Pentru că 2 erau goale. Păi da, nu, păi le punem pe toate. Ăsta 11 și s-au completat cu 3 da. Și cu ăsta 2 i-au întrebat 13 bănci sunt în clasă, da? Da. Răspuns corect, 13 bănci. Da. Câți copii? Și câți copii? 11 ori 3?
Așa este, 33. 33. Perfect. Perfect. Și asta ai făcut-o foarte bine. Deci, noutatea este că aici tu ai făcut-o de data asta foarte original. Și ai zis așa, cei patru de aici, care îi ridic din bănci, îi lipesc lângă cei care erau în picioare. Și faptul că îi lipești lângă cei care erau în picioare, ai ajuns practic la numărul de 11, parcă ar fi fost 11 ele în picioare, și acum când îi repartizezi câte unul, ai prins deodată cele 11 bănci. Și cu două, 13 bănci. Deci, în final, noutatea raționamentului tău constă în aceea că mi-ai spus peștea care îi ridic ca să rămână băncile goale, lipiți-i lângă cei care sunt deja în picioare. Erau. Care erau deja în picioare, sigur că da, erau în picioare. Erau, până mai sunt. Așa, perfect. Ei bine, în condițiile astea, tu ți-ai făcut grupul de 11 elevi, și în felul ăsta ai distribuit din șase, avea numărul băncilor câte 3. Este ideea foarte, foarte, foarte interesantă. Nu m-am nici asta. Păi să te duci în timpul jumătate prim? Nu vreau să cred. Nu vreau să cred că fac asta. Gata, sunt terminat. Fără 25? Și 34 de minute. Așa, nu bine. Doi ne așteptam viața. 34 de minute. Am înțeles. 35? Da. Hai să facem de nou. La revedere. Să nu uitați de like și share, să vă abonați la Provo Online. La revedere. La revedere.